cadou, deja l-am arătat pe Insta Story, dar vreau să vi-l arăt și voi. Am venit la Rio și uitați cât este de drăguț, este un local absolut superb. Știți că și lui Emi a plăcut? I-a plăcut mai mult. Este ziua iubitului meu astăzi, este 15 februarie. Am luat pavlove. Asta este tot ceea ce am găsit să arate puțin mai fancy și să arate mai a tortuleț, așa? A ajuns o comandă de pe ASOS, vreau să o deschidem împreună. La mulți ani cu sănătate! Genul de încălțăminte care ori îți place, ori nu-ți place. Față de pernă din mătase. Vai, dar cât este de mătăsoasă că este mătase. Prima mea geantă de la un designer român. Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Sunt extrem de încântată și numai ce m-am întors de la birou, nu știu dacă vă dați seama că sunt toată gătită și foarte corporatist îmbrăcată. Am venit puțin mai repede astăzi de la birou pentru că este 14 februarie și avem planuri de Valentine's Day. Emi a fost atât de drăguț încât să rezerve la sushi. Vai, cât de încântată sunt de când mi-a zis țopă într-una și de-abia aștept să vină Valentine's Day pentru că eu sunt o foarte mare fană sushi. Emi nu prea este, oricum nu-i place mâncarea asiatică de fel, nu-i place nici chinezescul, nici vietnamezul, nimic, nici sushi. Dar, mă rog, are el câteva rolls-uri pe care le poate mânca, dar nu este neapărat prima sau a doua sau a treia lui opțiune. Așa că a făcut rezervarea special pentru mine și că știa că îmi place. Așa că sunt extrem de încântată și de recunoscătoare. N-am mai fost la sushi de când am fost cu colega mea de muncă undeva anul trecut. Nu prea merg la sushi pentru că dacă lui nu-i place, atunci când ieșim așa în doi, alegem ceva ce ne place amândurora. Dar a fost el tare drăguț acum de Valentine's Day și a făcut rezervare la sushi de-abia aștept. M-am uitat deja pe meniul celor de la Rio. O să vă arăt și vouă, bineînțeles. Și voiam să vă mai zic că Emi s-a dus Valentine's Day-ul ăsta beyond expectations și mi-a luat și un cadou, deja l-am arătat pe Insta Story, dar vreau să vi-l arăt și vouă aici. Mi-a luat cadou acest parfum de la Moschino, mi-l doream eu foarte mult pentru că îmi place super mult mirosul dulce și ăsta miroase a bubblegum. Mi se pare un miros care este 100% potrivit cu personalitatea mea, cu ceea ce îmi place în perioada asta și în general și este și extrem, extrem de drăguț. Cred că toată lumea știe, se numește, cred că Toy Bubblegum, ceva de genul. Și da, mi-a luat cadou, mă scoate la sushi, eu am venit puțin mai repede de la muncă, vreau să mă pregătesc, să mă machiez un picuț, să-mi aleg o ținută cât de cât drăguță. Eu, sinceră să fiu, n-am știut că mergem atât de departe cu Valentine's Day și o să mă revanșez eu oricum, dar oricum ziua lui este în data de 15, adică mâine, și pentru mâine pregătesc eu ceva drăguț, dar deja i-am dat cadoul de ziua lui pentru că nu m-am putut abține. Dacă ați urmărit vlogul trecut, ați văzut, nu m-am putut abține și i-am dat cadoul de ziua lui sâmbătă pentru că ne gândeam așa amândoi cu ce să ne îmbrăcăm sâmbătă când am ieșit la plimbare. Și i-am dat atunci încălțămintea pe care i-am luat-o cadou, acele New Balance, și astăzi i-am luat, dar o să vă arăt mâine când o să pregătesc tortul, i-am luat niște lumânări și vreau să-i scriu așa o felicitare și vreau să îi iau un tort, o prăjitură, ceva, să văd ce găsesc mâine când o să merg să văd. Eu, sincer să fiu, aș vrea un carrot cake, dar o să văd exact ce reușesc să găsesc. Da, o să îl aștept așa, poate îi fac o cină ce știu că îi place și îi gătesc în casă și o să îl aștept cu tort pe când vine și o să suflăm lumânări. O să vă arăt și vouă pe cât posibil și o să vă arăt și cum mă prezint înainte să mergem la sushi. Am ceva timp, cred că este în jur de ora 5 acum. Stați așa să văd, este un soare superb astăzi, doar că bate vântul foarte tare. Da, este 5 fără 4 minute. Încet, încet, ia uitați pe cine am eu aici, pe Valentina. Ce faci, mami? Vrei să-ți aduci ție niște cărniță de la sushi? Niște cărniță de la sushi, că lumea spune că pisicilor le place peștele. Nu mai ajung, dragilor, să vă fac un full outfit, cu toate că aș putea să mă dau aici puțin mai în spate ca să vă arăt cum a ieșit ținuta. Momentan avem această ținută. Mi-am făcut acest plovăraj roșu pe care l-am de ceva timp din Zara. Cred că de prin 2022, ceva de genul, l-am de mult. I-am pus niște fundițe. Am încercat să pun fundițe roșii, n-a mers. Nu, fundițe roz n-a mers, așa că i-am pus aceste fundițe roșii. Mi-am luat o fustă gri, simplă, niște ciorapi din ăștia negri. În picioare am șosete roșii și o să-mi iau loafer, această geantă. Și parpalacul ăsta cu animal print pe care îl port de ceva timp.
Machiajul este super simplu, mi-am pus niște fondeten, niște blush. Mi-am refăcut puțin sprâncenele și în păr am ales să-mi pun o fundiță. Nu știu dacă să le iau pe amândouă, multe dintre voi ar spune niciuna, dar cred că o să iau doar una. Mergem, ne grăbim, este destul de târziu, dar v-am zis că avem la 7 programare, vine să zic, rezervarea. Și în urechi am cergei cu căpșunică de la Stradivarius, care mi se par tare cute. La gât am aceste coliere. Le-am pus așa una peste alta. Vă las, mergem la sushi și vă arăt ce ne-am comandat. V-am zis că deja am un wishlist, așa că o să merg pregătită. Am ajuns la sushi, am venit la Rio și uitați cât este de drăguț, este un local absolut superb. Este și Emi aici. Ce drăguț! Și vrem să vă arăt așa puțin meniul, cu toate că îl puteți găsi și pe internet. În cazul în care sunteți din Timișoara, credeți-mă că am mai fost o dată aici cu colega mea, v-am zis. Și ăsta este cel mai bun sushi din oraș, din punctul meu de vedere. Și au și tot felul de combo-uri, dacă vă interesează, dar noi o să vedeți, o să ne facem combo-ul nostru. Pentru că v-am zis că eu mă consider un micuț expert, așa, pentru că îmi place foarte mult și deja am făcut un combo. După cum vă ziceam că m-am uitat pe meniul lor dis de dimineață ca să mă păstrez. Așa că da, o să vă arăt când sosește tot. Sunt super încântată, mulțumesc că m-ai adus. Să crezi mare, să vedem dacă se merită. Ei! Come a little closer, I wanna dance with you. Everything's moving slower, I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile, hold your hand in my hand. Looking at the sunset, man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Gata și sushi Ruru, în cazul în care sunteți interesați, acesta este localul și este aici pe pietonală. Dacă sunteți din Timișoara, sigur vă dați seama, e în zona asta cu parcul botanic. Nici nu vă imaginați cât sunt de fericită în acest moment. Să știți că și lui Emi a plăcut. I-a plăcut mai mult la început, spre final, parcă deja a început să se scârbească. Am mâncat de poftă, adică mi-era foame și am mâncat 3-4. După care mi s-a luat. Da. V-am zis încă de acasă că nu, că nu îi prea plac. De când am gustat ăla. A, wasabi. Ah. I-am zis să guste wasabi, dar tu n-ai mai gustat wasabi până acum? Ba da, dar am uitat cum e. Ok. Și am luat destul de mult, că era faină culoarea. Și să trecem, pe unde mergem? Hai, bine. În parcul noroi. Da, și vă ziceam, i s-a luat lui Emi după un moment încolo și la fel și mie, îmi place foarte mult sushi, dar pot să mănânc puțin. Pentru că este mult orez și acum simt că am mâncat foarte mult. Hai că suntem la urgențe, dacă vrei. Mai ales cum nu am mâncat astăzi, dar mă simt foarte bine. Burtică fericită, sunt foarte fericită că am mâncat sushi după o perioadă destul de lungă de timp. Totul a fost foarte bun, serviile excelente, sushi excelent, multe opțiuni. Da, și am prins bine noi și le spun. Da, am prins bine că sushi-ul nostru a venit foarte, foarte repede, sper să mă auziți. A venit super repede și a venit așa un val de clienți în jur de ora 19 și au așteptat foarte mult după sushi, au așteptat în jur de o oră. La noi a venit totul foarte repede pentru că am ajuns să dăm comanda cumva înaintea valului de clienți. De la 7 fără un sfert, da. Da. Bine, vă las? Ah, nu vă las, dar vă arăt acasă. Mi-a făcut Emi și cadou de Valentine's Day și mi l-a dat acolo la sushi, dar vi-l arăt acasă. Că sunt de două lănțișoare tare drăguțe, mulțumesc, Doamne, ai făcut prea multe. Bună ziua, ne găsim dintr-o zi de joi, extrem de ocupată, dar nu atât de ocupată încât să nu mă duc după tort. Este ziua iubitului meu astăzi, este 15 februarie și o să merg să îi cumpăr un tort, după cum vă ziceam. L-am întrebat de dimineață, înainte să plece, ce anume își dorește de mâncare și a zis că nu vrea nimic special și că o să comandăm ceva mâncare atunci când vine el de la muncă.
Deci cade partea cu gătitul pentru el, dar o să mă duc oricum să iau un tort și cred că o să îi scriu și o felicitare drăguță cu câteva sentimente așa care sunt între mine și el. Mă bucur foarte mult, m-am trezit așa cu o voie bună, n-am mai mâncat nimic de ieri de la sushi pentru că încă nu mi-este foame, dacă vă vine să credeți, și este ora 12.44, tocmai am terminat de filmat un material pentru About You, de aceea mă vedeți și în această bluză foarte strâmtă, dar care mi se pare extrem de interesantă pentru că are chestiuța asta aici la gât. O să mi-o desfac, că nu mă duc așa la piață, că este lângă piață cofetăria de unde vreau să iau lui Emi tortul. Dar da, trebuie să vă arăt și lănțișoarele, numai că le-am scos pentru că am vrut să pun accesoriul ăla ca să filmez holul cum trebuie. Dar când mă întorc acasă o să vă arăt și cadoul pe care mi l-a luat și o să vă arăt și tortul pe care am decis să-l iau. Sper să găsesc ceea ce îmi doresc eu. Știu care sunt torturile lui preferate, așa că fingers crossed să găsesc. Vă țin la curent. Bine, sunt super încântată că mă duc să iau tort. Da, și am luat și lumânări cu vârsta. O să fie drăguț. A, și să știți că m-am gândit să îi fac eu un tort, efectiv de la zero, doar că, din păcate, ziua lui cade acum, într-o joi, deci în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă că fizic nu aș fi avut când să fac un tort, pentru că dacă l-aș fi făcut, adică ieri am fost la birou, n-am avut cum, dacă l-aș fi făcut de marți, astăzi ar fi fost poate deja vechi, astăzi n-am cum să fac un tort și să iasă și bun, pentru că ar trebui să stea un picuț să intre toate chestiile în el. Deci de asta nu am făcut un tort, cu toate că ar fi fost super drăguț, dar când o să cadă ziua lui într-o zi de weekend sau măcar într-o zi de vineri, o să îi fac tort, deci cât că la anul. Gata, am revenit, sunt înapoi acasă și am luat cele necesare, nu am găsit tort, evident că nu am găsit tort, nu știu ce mă așteptam și de ce mă așteptam să găsesc, dar da. Haideți că vă arăt ce am luat. Am luat pentru mine, că mi s-a părut super, super interesantă, o plăcintă din asta grecească și cred că seamănă cu portocalopita, mă rog, prăjitura aceea cu portocală din Grecia și vreau să văd dacă este ce trebuie. Mi-am luat o bucată că mi-a fost super poftă și am luat niște roll formaj, niște pateuri din acelea cu brânză. Ne plac și mai mâncăm așa din când în când dimineața, acele le-am luat doar așa. Și am luat pavlove. Asta este tot ceea ce am găsit să arate puțin mai fancy și să arate mai a tortuleț, așa. Și mă gândesc să le folosesc pe amândouă ca să pun cele două cifre. Arată super bine, sinceră să fiu, și chiar trec testul estetic din punctul meu de vedere. O să pun aici cele două cifre și o să le așez pe un platoaș, pe o farfuriuță, ceva drăguță. Îmi pare foarte rău că n-am găsit tort. Nu știu, mă așteptam să găsesc, sinceră să fiu, pentru că de obicei au la liber, că știu că am mai luat de câteva ori, dar probabil cum a fost și cu Valentine's Day-ul, nu știu dacă au avut timp să facă în avans, dar mă rog, este ok, oricum pavlova este una dintre prăjiturile noastre preferate și îi place și lui. De fapt, nu, stați că mint, nu mint că îi place pavlova, mint că nu aveau torturi, aveau ceva tort cu ciocolată, dar nu mi-a stârnit deloc interesul, așa că nu l-am luat și oricum era singurul, acolo părea foarte tristuț, deci mai bine că am luat acest este pavlove, dar nu știu cum m-am legat la asta și nu mă mai pot deslega, dar una peste alta mă pun la muncă. O să muncesc probabil astăzi toată ziua, că dimineața mi-am luat-o puțin mai liberă ca să filmez și toate cele. Deci, da, se înceapă oficial ziua de muncă și ne auzim puțin mai târziu când îi pregătim lui Emi prăjiturelele. Da. Astea sunt cele două lănțișoare pe care mi le-a făcut cadou și cu care eram datoare de aseară să vi le arăt. Unul este cu un charm din ăsta de bufniță și cu o lună și unul este așa la baza gâtului. Mi se par tare drăguțe și nu știu, nu i-am spus. Cred că eu am gândit-o în capul meu că am nevoie de niște coliere, lănțișoare din astea care să se potrivească în layering, să le combin cu mai multe alte lănțișoare și astea sunt perfecte, cel puțin ăsta la baza gâtului e super, super drăguț și uitați ce drăguț strălucește bufnița asta în lumină, mi se pare tare simpatică. Bine, gata, acum chiar că mă duc să fiu fată corporatistă și ne auzim puțin mai târziu. Întreruptă de clopoțel, pentru că mi-a ajuns o comandă de pe ASOS, vreau să o deschidem împreună. Mi-am comandat un fel de
jachetă pufoasă pentru că am văzut-o pe Instagram, da. Mai sunt și eu la rândul meu din când în când influențată. O să vă las inserată poza de referință și am... Deci am înnebunit când am văzut ținuta respectivă și am zis că neapărat vreau și eu să o recreez. Așa că mi-am luat o jachetă pufoasă din asta roz de care eu sunt extrem, extrem de enamorată, cel puțin de când am văzut-o online. Am stat și am gândit-o și tot la ea mă gândeam și am zis până la urmă, gata, asta este, îmi pun comandă. Sper să-mi fie bună pentru că mi-am luat-o în mărimea M. Nu am mai găsit mărimea S și sper eu să fie potrivită, dar ceva de genul se prezintă când o scot din pungă. Stai să vă las puțin mai jos. Sunt curioasă să o iau pe mine. Haideți să vedem. Da, mie... ce frumoasă este! Scuzați dacă folosiți căști. Mamă, cât e de frumoasă! Yes, yes, yes! Vai, cât îmi place! Vai, e superbă! Deci sunt îndrăgostită 100%, trebuie să o sun pe mami cu video să îi arăt nebunia asta. Să știți că mi se pare extrem de purtabilă și în viața de zi cu zi, adică sinceră să fiu, eu aș purta chestia asta când mă duc la plimbare. Nu aș avea nicio problemă, să știți că eu mai am una pe mov, pe care dacă acum o am pe asta, vreau pe cealaltă să o pun pe Vinted. Stați să mă duc să o aduc, să văd dacă reușesc să o găsesc, dar o să vă las inserată poză cu ea, pentru că am purtat-o doar o dată anul trecut. Este mov și puțin mai greu de purtat decât asta, dar o găsiți pe Vinted în curând. Probabil la momentul la care este postat acest vlog, deja o găsiți pe Vinted. Vai cât îmi place! Asta roz e mult mai ușor de purtat din punctul meu de vedere și mult mai drăguță. Îmi place maxim. Am dat pe ea în jur de 300 de lei și mi se pare un preț super, super ok, că e și un articol foarte deosebit. Mă pun să sun pe mami cu video că trebuie neapărat să iară nebunia asta. Ia uitați cine a venit acasă mai repede. Mi-a luat liber. Da, mi-a trimis mesaj cu vreo 2 minute înainte să intre pe ușă. Da, deci o să facem pe seară ce v-am zis că o să facem. La mulți ani cu sănătate! Da, cu 23! Da, i-am făcut până la urmă cadoul. 23! Pune-le cum trebuie! Acum este corect. Lasă, nu pui asta. Nu, bineînțeles că nu. Am 23. La mulți ani. Mulțumesc. Uite și Mira ți-a spus. Bună dimineața, dragilor. Este următoarea zi. Este vineri, 16 februarie și am zis să mă așez puțin împreună cu voi și să-mi fac rutina de skincare, pentru că a trecut atât de mult timp de când nu m-am mai așezat așa să discut cu voi, parcă în ultimele vloguri am vorbit cu voi tot pe fugă, așa că astăzi am zis că vreau să mă așez și să-mi fac rutina de skincare care s-a schimbat și poate fi interesant, pentru că v-am zis că am trecut la cosmeticele coreene și deja simt o îmbunătățire pe tenul meu. Mi se pare că tenul meu se trezește mult mai hidratat, mă trezesc cu tenul hidratat, nu mă trezesc cu produs încă pe față, dar problema asta o să o rezolvăm, o să vă explic imediat cum. Nu mă trezesc cu produs pe față, dar nu mă trezesc nici cu tenul uscat aici în zona obrajilor, așa cum o făceam înainte să încep rutina cu acest tip de cosmetice. Așa că pot să zic că tenul meu începe de fapt să fie mult mai glowy, mult mai plumpy, mult mai, nu știu, plin așa și se vede chiar o diferență de la cosmeticele normale la aceste, cel puțin o primă impresie despre ele o am și este foarte, foarte bună. Rutina de seară este un pic mai complexă decât rutina de dimineață. Dacă vreți să fac și rutina de seară împreună cu voi într-unul din vlogurile viitoare, scrieți-mi în comentarii sau lăsați-mi un like la acest clip, de ce nu, dacă nu aveți chef să scrieți, și o să iau în considerare și o să fac, pentru că aceea este mult mai complexă decât rutina de dimineață. Dimineața nu folosesc foarte multe produse, o să vi le zic, sunt una, două, trei, patru dacă punem și produsul de buze, 5 dacă punem și gelul de curățare. Gelul de curățare cu care m-am spălat pe față este acesta de la Geek & Gorgeous, Jelly Joker, îmi place mult, este ok, își face treaba. După care vin cu tonerul ăsta de la Anua. Am varianta asta mică pentru că am vrut să-mi iau și toner pads. Doar că
dischetele acelea îmbibate în exact același toner. Le folosesc seara pentru că sunt un picuț mai time consuming, trebuie să stai cu ele ca și cum stai cu o mască câteva minute ca să intre tonerul bine în piele și ăsta pur și simplu îl aplici în palmă și îl dai pe față, deci pe ăsta îl folosesc dimineața că este un picuț mai ușor de folosit. După care vin cu ser. Serul ăsta de la Skin of Beauty of Joseon. Ce am cu Skin of Joseon? De la Beauty of Joseon este Glow Serum, cel cu propolis și niacinamide și mi se pare un super ser. Chiar arată foarte, foarte bine tenul după ce îl folosesc și de când am început să-l folosesc. Pun o pompiță în felul ăsta. Încerc să nu ating pompița nici de mână, nici de față, așa că pun în mână, frec puțin între degete și deja aplic pe ten. Și o să vedeți că tenul este instant mai glowy. Imediat ce o să se absorbă produsul, o să fie foarte, foarte hidratat. Oricum, eu deja îl simt. Nu m-am așezat doar să vorbim despre skincare. Acum, cât intră serul în ten, o să discutăm un pic și despre ce s-au mai întâmplat zilele trecute, pentru că v-am zis, n-am mai avut timp să stau așa cu voi la o vorbă de, cred că în vlogul ăsta deloc și nici în vlogul trecut. Așa că aștept, oricum, până să-mi aplic SPF-ul, aștept după ser vreo 3-4 minute, măcar un pic să se absorbă în ten, așa că haideți să povestim ce am mai făcut. Ieri, de fapt, haideți să începem cu sushi-ul, că nu cred că am împărtășit cu voi părerea de la sushi. Sushi este mâncarea mea preferată. Adică dacă aș putea să mănânc ceva pentru tot restul vieții mele, cred că asta ar fi sushi. Se bate în mintea mea cu pastele, dar cred că sushi este pe locul 1, sinceră să fiu. Și v-am zis, este o mâncare pe care nu o mănânc mai tot timpul pentru că lui Amy nu-i prea place. În consecință, de fiecare dată când ieșim să mâncăm pe undeva, alegem restaurante care să ne placă amândurora, nu doar mie. Și faptul că mănânc atât de rar, cred că îl face și puțin mai special pentru mine. Așa că mi-a plăcut foarte mult. Ne-am comandat o grămadă de sushi când am fost de Valentine's Day. Ne-am luat 42 de bucățele, cred că am avut în total. Deci 21 eu, 21 el, cu toate că el cred că a mâncat puțin mai mult pentru că eu m-am săturat destul de repede. Din păcate că n-a fiind mult orez, fiind consistent, te saturi destul de repede, dar a fost extraordinar de bun, mi-a plăcut maxim. Preferatul nostru a fost cel simplu cu somon, deci somon înăuntru, orez și alge și mie mi-a plăcut foarte mult și nigiri. Nigiri este sushi-ul meu preferat, este bucățica aia de orez așa dreptunghiulară pe care se pune o bucată de pește destul de mare crudă peste. Poți să alegi la Rio între mai multe tipuri de pește, eu am ales ton pentru că este unul dintre peștii mei favoriți așa de mâncat crud și cam asta a fost. Oricum, sushi nota 10, băuturi nota 10, servire nota 10, totul a fost super, super fain. După ce am terminat la sushi, am venit acasă, ne-am pus să dormim pentru că mâine a urmat ziua lui Emmy. Am petrecut o zi obișnuită, pentru că el nu a simțit nevoia să facă nimic deosebit. Mi-a stricat surpriza. Cred că ați văzut din cadrele anterioare, mi-a stricat surpriza pentru că a venit acasă mai repede. Mi-a zis că vine acasă la ora 19, că are pacienți până seara și eu în capul meu așa m-am organizat. Eu voiam să îl aștept în jur de ora 19, când a zis el că vine, să-l aștept gen în ușă cu lumânările și cu pavlovele, gen să sufle în ele. Doar că el mi-a scris când era în lift că vine acasă în jur de ora 5 și nu eram deloc pregătită, așa că am lăsat până pe seară după ce am mâncat ce am comandat. L-am întrebat și ce vrea să-i fac de mâncare, dacă are ceva preferințe și a zis că nu, că să comandăm, că să stau liniștită, să fie mai chill. Ok. Și am comandat ceva de mâncare, anumit. Am ieșit, am băut ceva la Tucano, la o cafenea, după care am fost în mall și am luat noi de la food court și am venit acasă și am mâncat și după ce am mâncat i-am dat cele două pavlove cu numerele și a suflat în lumânări. A fost drăguț. Oricum, se aștepta să-i fac ceva de genul.
Mă pun să aplic SPF-ul acum. SPF-ul este tot de la Beauty of Chosen. SPF-ul ăsta cu extract de orez și probiotice. Se aștepta oricum să îi fac o surpriză de genul, doar că nu cred că se aștepta chiar să sufle în lumânări. Sunt sigură că avea el vreo așteptare, că n-o să las eu ziua lui să treacă fix așa, fără să fac nimic deosebit, cu toate că i-am dat cadoul cu câteva zile înainte de ziua lui, că nu m-am mai putut abține. Dar da, a fost super drăguț. Am petrecut seara împreună, ne-am uitat la chestii pe YouTube, a fost super, super chill și da, astăzi este deja următoarea zi. Eu mă pregătesc să încep la muncă, este 8:30 acum și nici nu vă descriu că s-a mai lungit un picuț ziua, nici nu vă descriu cât de bucuroasă sunt că avem lumină pentru mai mult timp. O să pun asta în univers, apropo de s-a lungit ziua și avem timp să facem mai multe lucruri. Vreau să mă apuc de sală săptămâna viitoare. Vreau să merg la sală săptămâna viitoare. O să merg seara, pentru că eu seara am pusee de energie. Seara și înainte să mă pun în pat, în jur de ora 11, îmi vine să am foarte multă energie. Unlike dimineața, când sunt foarte meh și nu am chef de nimic, deci nu sunt a morning person deloc, nu-mi plac diminețile. Dar seara am foarte multă energie și vreau să merg de 2-3 ori pe săptămână. Dacă ajung de mai multe ori pe săptămână, super. Dacă am o săptămână ocupată, o să ajung de 3 ori pe săptămână și dacă am o săptămână super ocupată, o să ajung de 2 ori pe săptămână, dar important pentru mine este să mă mișc un picuț, pentru că într-adevăr am scăzut 1,5 kg de când am început să mănânc puțin mai calculat și să nu mai snecuiesc pe la televizor seara împreună cu Amy, că ăsta mi-a fost păcatul dintotdeauna, pentru că porțiile mele de mâncare nu s-au schimbat foarte mult. Păcatul meu era că Amy este genul de persoană care nu se îngrașă. Este extrem de norocos, este genul de persoană pe care persoanele ca și mine îl urăsc cu pasiune. El snecuiește, mănâncă ce vrea, nu se îngrașă. Bine, este și o persoană sportivă, a fost sportiv de mic și așa mai departe și asta cred că ajută metabolismul să se rapidizeze puțin. Doar că rezultatul este că el snecuiește și nu se îngrașă și îi place și să snecuiască seara când ne uităm la ceva și mie îmi place să snecuiesc seara când ne uităm la ceva, doar că eu sunt tipul care se îngrașă. Dacă scapă un picuț, nu pot să zic că mă îngraș din orice, că nu mă îngraș din orice, că am un stil de viață și snecuiesc de vreo 3 ani sau 4 ani, de prin pandemie, deci de vreo 4 ani, tot snecuiesc seara. Și în tot timpul ăsta cred că m-am îngrășat doar vreo 7 sau 8 kg, dar da, vreau să le dau jos și nu o să le dau jos continuând să snecuiesc seara, așa că eu m-am oprit din snecuitul seara. Dacă vine el cu ceva care chiar îmi face poftă, nu știu, napolitane, chipsuri, whatever, iau o bucată. O bucată să-mi potolesc pofta și atât. De multe ori nu iau deloc și, sinceră să fiu, nici nu mă deranjează, pentru că mă uit înspre rezultatul final și știu că ăsta este lucrul pe care trebuie să-l fac. Ăsta este organismul meu și, na, fiecare este diferit. Dar pe lângă asta, deci v-am zis, am slăbit 1 kg și ceva, făcând lucrul ăsta cam de vreo lună. Și pe lângă asta vreau să introduc și sport neapărat în rutina mea. V-am zis să merg măcar de 3 ori pe săptămână sau măcar de 2 ori pe săptămână, ar însemna foarte mult pentru mine. Am discutat cu Amy pentru că vreau să vină cu mine și el și de săptămâna viitoare o să merg la sală. De-abia aștept, sinceră să fiu, pentru că v-am zis că am pusee de energie și simt că vreau să fac lucrul ăsta, așa că de-abia aștept să merg la sală, sper să fie sustenabil, că numai de când fac YouTube, cred că m-am apucat de sală de vreo 4 ori. După ce o să intru puțin în formă, pentru că sunt very out of shape, nu mai am rezistență deloc, nici măcar cum aveam anul trecut când mergeam la sală, deci vreau să-mi construiesc rezistența vreo lună, două și poate după aceea o să încerc Pilates. Am descoperit în Timișoara un studio de Pilates, așa că s-ar putea să încerc Pilates, dar după ce îmi construiesc o anumită rezistență fizică, vreau un picuț să merg să alerg pe bandă, să fac niște exerciții cu aparate, să mai îmi construiesc o rezistență și după aceea o să mă gândesc și la Pilates. Bun, cam astea sunt noutățile, cam asta am avut să vă zic. Acum îl aștept pe
Adică nu acum, că e 8 și un sfert. Dar în jur de ora 10 și jumătate o să vină Emi să mă ia și o să mergem la Fan Curier, pentru că am de ridicat câteva colete. O să vi le arăt și vouă aici, deci cu asta o să fie următorul cadru. Până atunci, 2 ore mă duc să văd ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și ce pot să fac la muncă. Și după aceea mă duc la Fan, după care revin aici și vă arăt exact coletele și ce mi-am comandat. Mi-am luat o față de pernă din mătase, așa că vreau să discutăm și vreau să vedem un first impression. Deci, da, bârb. Nu vă lăsați păcălite de faptul că sunt exact în aceeași poziție în care eram în această dimineață când am făcut rutina de skincare. Au trecut ore bune. A fost o dimineață și o primă jumătate de zi nebună, am avut super mult de muncă, au tot venit mail-urile și au tot venit task-urile de făcut, așa că am încercat să le termin ca să încep cât de cât săptămâna viitoare pe normal. Am fost și la curier între timp și mi-au și ajuns o comandă, așa că vreau să facem un unboxing cu 3 colete extrem de dragi mie. Unul dintre ele este cadou de la iubitul meu pentru ziua mea, care o să fie în 28 februarie, mai este un pic până atunci, doar că se epuiza stocul, așa că mi-a comandat acum. Și 2 dintre ele sunt cadou de la mine pentru mine de ziua mea, așa că o să încep în primul rând cu cadoul de la Emi pentru ziua mea, care este o pereche de Converse pe care eu mi-o doream extrem, extrem de mult. Nu știu dacă este exact genul de încălțăminte care este pe gustul tuturor și s-ar putea ca unele dintre voi să se cringească foarte tare când le văd și unele să le adore, adică este genul de încălțăminte care ori îți place, ori nu-ți place. Mie îmi place, sunt extrem, extrem de încântată de ele, le-am avut pe wishlist încă de anul trecut și nu mai găseam mărime. Și acum când am văzut că vin în mărimea mea, i-am spus lui Emi pe canapea, vai, în sfârșit au conversele alea cu toc pe care mi le doream eu în mărimea mea. Și el a zis, ia-ți-le de ziua ta, că oricum nu prea știa ce să-mi facă cadou, așa că este win-win. Le consider bineînțeles cadou de la el, pentru că nu mi-am dat eu efectiv banii pe ele, dar sunt delicioase. Să știți că dacă vă doriți, încă mai au pe site-ul Converse România, o să vă las link-ul în bara cu descriere, mai au câteva mărimi. Eu mi-am luat 36,5, am mers cu o jumătate de mărime mai mare, dar puteam să merg și cu 36, nu mai aveau 36 în stoc, de aia mi-am luat 36,5. De-abia aștept să fac o grămadă de ținute cu ele și sunt sigură că o să le port extraordinar de mult cu rochițe în vara asta, cu tot felul de ținute, pentru că într-adevăr am pe wishlist această pereche de încălțăminte de mai bine de un an, după cum vă ziceam, și nu pot să cred că o am în sfârșit în garderoba mea. Sunt extrem de încântată. Deci ăsta ar fi cadoul lui Emi pentru ziua mea. Și eu am de la mine pentru mine 2 cadouri pentru ziua mea, și anume, în primul rând, stați să scot factura să vă pot arăta cutia cum trebuie, că este lipită fix aici. Vă ziceam dimineața că mi-au comandat, cred că acum vreo 2 săptămâni, dar a durat ceva să fie expediată, o față de pernă din mătase. Îmi doream de foarte mult timp o față de pernă din mătase, încă de când mi-am luat elasticele acelea de la Notino din mătase și am văzut că mătasea chiar face minuni pentru păr și am zis că vreau să-mi iau și o față de pernă de mătase. Am tot căutat pe internet până când am găsit această firmă care se numește Silked. În felul ăsta se scrie și am comandat de la ei pentru că mi s-a părut un preț mai bun decât pe alte site-uri. Cel puțin asta este experiența mea. Eu o să vă las link în bara cu descrieri ca să vedeți despre ce este vorba, să vedeți prețuri și toate cele. Și au foarte multe variante de culori. Asta mi-a plăcut în primul rând la ei. Adică în al doilea rând, că în primul rând mi s-au părut cele mai accesibile prețuri. Pe Notino nu mai găseam în stoc. Deci asta a fost decizia. Oricum, cred că tot o față de pernă este, orice ar fi, dar cam așa vine împachetată. Bun, scrie aici un thank you note drăguț. Avem și un săculeț din ăsta, săculeț în care, din câte am înțeles, trebuie băgată atunci când o băgăm la mașina de spălat pentru a evita
Distrugerea. Ei, mătasea trebuie spălată cu foarte, foarte multă grijă și trebuie să ai extrem de multă grijă când o cureți. Așa că un săculeț din ăsta chiar trebuia să-mi cumpăr, deci mă bucur că a venit deja cu un săculeț de genul. Și aici este fața de pernă propriu-zisă, în această cutie super mică. Deci este o idee de cadou super faină, dacă mai sunteți în căutare de cadouri, poate pentru 1 martie, pentru 8 martie, dacă vreți să faceți așa un cadou mai deosebit, eu zic că este o idee super faină. Vine în cutia asta tare drăguță și se deschide în felul ăsta. Wow, ce frumos! Are aici... Spală-mă înainte de prima noapte împreună, am trecut prin multe mâini până când am ajuns la tine, iar igiena este foarte importantă. Bun, o să trebuiască să o spăl. Oh, și nu pot folosi în seara asta, firar. Da, obviously că trebuia să o spăl, dar acum când mi s-a spus, chiar am realizat lucrul ăsta. Aici scrie cele trei beneficii ale mătăsii: previne apariția ridurilor, previne ruperea părului, disciplinează părul rebel și conferă strălucire părului. Proprietăți hipoalergenice, antibacteriene și un efect termoreglant. Reduce imperfecțiunile tenului și menține pielea hidratată. Cu lucrul ăsta să vedem, eu știu că ajută foarte mult cu prevenția ridurilor pentru păr, este foarte bună și să nu se absorbă produsul în ea. Din câte... Oh, viste plăcute! Băi, dar ce frumos! Deci este o cutie super frumoasă și mi-am luat modelul ăsta, adică culoarea asta de față de pernă, acest roz. Vai, dar cât este de... mătăsoasă, că este mătase. Mi-am luat varianta cu 19. Dacă dați link, dacă dați click pe linkul din bara cu descriere, o să vedeți. A, 19, dacă vă pricepeți la lucrurile de genul ăsta. Mome? 19 mome, probabil viermișori din aceea. Nu vreau să vorbesc prostii, dar asta în capul meu, cu asta fac legătura. 19 viermișori din aceea de mătase. Oricum, vreau să trag un semnal de alarmă asupra acestei industrii, că nu este neapărat cea mai etică industrie, cea a mătăsii, din câte m-am documentat. Este destul de crudă, dar, într-adevăr, mătasea are beneficiile ei. Dacă vă doriți, într-adevăr, să investiți într-o față de pernă de mătase, încercați să vă țină o viață sau cât mai mult posibil și să nu cumpărați o grămadă, să nu faceți exces de astfel de produse, pentru că, într-adevăr, este o industrie care poate deveni foarte, foarte crudă. Deci, dacă vă cumpărați o chestiuță din asta, probabil că nu se face gaură în cer, dar aveți grijă să nu exagerați cu... articolele de genul. Eu mi-am cumpărat-o acum pe asta și îmi plănuiesc să am foarte mare grijă de ea și să nu trebuiască să tot recumpăr acum. Dacă o să tragă mira un fir din ea, dacă o să îi se întâmple ceva, o pată sau ceva, it's whatever, pentru că până la urmă am luat-o pentru materialul ei. Dar da, asta este, o să o bag la spălat și o să vă țin la curent în vlogul viitor. Să vă zic cum mi se pare, cum nu mi se pare, dacă se merită, dacă nu se merită. V-am zis, toate că mi-e un picuț frică să o bag la spălat în săculețul ăsta negru, dacă se duce culoarea de pe el. Oare să iau un săculeț alb? Nici nu știu. Dar vă țin la curent. Nu știu dacă o să am încredere să o bag în săculețul ăsta negru la spălat. Dar cred că o să mă duc până în Oșan astăzi și o să iau un săculeț din acela alb. Dacă nu, o să mă duc în weekend cu Emilia Jumbo și o să iau atunci un săculeț alb, că nu am încredere să o bag în ăsta negru așa din prima. Bun, și următorul cadou pe care mi l-am luat eu de la mine pentru mine și de care sunt extrem, extrem de încântată și de fericită, este prima mea geantă de la un designer român. Mi-am cumpărat o geantă de la Simud, pe care mi-o doream de ceva timp. Îmi doream o geantă de la un designer român. Și tot căutam alternative, tot mă uitam care model îmi vorbește cel mai mult și care model este potrivit pe stilul meu și ce model pot purta foarte mult timp de acum încolo, pentru că într-adevăr este o investiție din punctul meu de vedere. Ce drăguț, este o investiție din punctul meu de vedere și trebuie să o faci cu cap, să te gândești exact ce culoare, ce model, ce mărime ți se potrivește cel mai bine în ținutele tale și să faci o alegere inteligentă ca să te poți folosi cât se poate de mult de produs, de geantă în cazul meu.
Sunt foarte mulți alți designeri români, dar eu pentru prima dată am ales Simud, pentru că mi-a plăcut foarte mult acest model de geantă pe care urmează să-l vedeți. Îmi place foarte mult și geanta de la Maestoso. Cred că aceea o să-mi o fac eu cadou, dar mai aștept un picuț, că am fost foarte darnică cu mine în această lună. Mai aștept un picuț până să-mi iau o geantă de la Maestoso, dar aceea este pe locul 2. Pe locul 1 a fost aceasta de la Simud și de-abia aștept să o văd. Zâmbeam pentru că am văzut că mi-au trimis acest thank you card. Și geanta se află în acest săculeț. N-am mai văzut-o nici eu până acum și sunt super încântată. Prețul ei a fost de 520 de lei. A fost nici foarte scumpă, dar nici foarte ieftină. A fost undeva medie din punctul meu de vedere. Și să știți că puteți să comandați prin e-mail. Deci intrați acolo la ei pe site. O să vă las site-ul și Instagram-ul lor în bara cu descrieri. Nu este, nimic nu este sponsorizat. Doar încerc să vă ajut cu informații, că să nu vă uitați măcar degeaba. Și o să vă las informații în bara cu descrieri. Vai, deci de-abia aștept să o văd. Este o geantă gri cu feronerie aurie și este micuță, așa cum port eu în mod normal. Dar haideți, asta că este cu spatele. Haideți totuși să facem reveal-ul. Ia uitați ce bijuterie! Vai, cât este de frumoasă! Stați să dăm chestiuța asta jos. Așa. Ok, și geanta cred că se deschide. Cum se deschide geanta? Că nici nu știu. Mă credeți că habar n-am. Este un sistem de închidere foarte interesant. Așa, mai avem un pic de plastic în partea asta, dar niciodată nu poți fi prea protejat în condițiile astea. Este și prins aici plasticul ăsta. Bun, haideți că am reușit să o deschid și ceva de genul se prezintă în interior. V-am zis, este o geantă super micuță, dar eu genți din astea super micuțe port în general. Adică asta este mărimea de genți spre care eu întind mâna cel mai des. Sistemul de închidere este ăsta și cred că să-l deschizi trebuie să tragi în jos de o biluță din asta. Și să-l închizi este foarte, foarte ușor. Are bareta asta aici care este detașabilă, deci poate fi dată jos în cazul în care vă doriți. Și mai are o baretă în interior, din câte am observat, adică bareta asta lungă, care poate fi și ea dată jos la rândul ei, numai că nu prin clămițe din astea, ci o desfaceți așa și o puteți da jos pe aici. Deci super faină. Nuanța de gri este nuanța de gri perfectă din punctul meu de vedere. Îmi place foarte, foarte mult. Sunt super, super încântată și de-abia aștept să o port. Să o port mult pentru că mi-am dorit-o mult și m-am gândit la ea. Să știți, foarte mult timp. Dacă să o iau pe ea, dacă să o iau pe alta, dacă să iau una de la Maestoso, dacă să iau una de la un alt designer românesc. M-am uitat și la Musette, doar că, sincer să fiu, calitatea celor de la Musette nu mi s-a părut comparabilă cu aceasta de la Simud și prețul este similar. Așa că sunt super, super încântată să am bijuteria asta în garderobă și faptul că vine de la un designer român mă face foarte mândră, pentru că avem niște designeri români, cel puțin pe partea de genți, extrem, extrem de pricepuți și foarte multe opțiuni la designer români. Cred că următoarea mea geantă de la un designer român o să fie de la Maestoso, deja o am pe listă, și următoarea geantă vreau să iau de la Malerbo, pentru că eu n-am știut că Malerbo are fabrică în România și se fabrică gențile lor în România. Așa că, da, acestea sunt următoarele două genți pe care o să mi le iau. Și o să încerc de acum încolo când chiar... Adică o să încerc de acum încolo, am observat cu Vinted-ul, când am făcut declutter-ul pe Vinted la genți, am observat că am foarte multe genți de la Jum, de pe Shein, de la diverse magazine de mass market și parcă multe dintre ele... Nu pot să spun că nu mă mai reprezintă, pentru că încă mă reprezintă, dar unele dintre ele sunt un picuț cam prea copilărești pentru mine. Deja am 28 de ani și nu știu de ce încep să îmi dezvolt așa un stil, nu știu, poate puțin mai put together decât era înainte. Așa că sunt super mândră că am reușit să investesc în această geantă și că m-am hotărât să investesc în această geantă de la Simud, pe care o să o port cu drag și spor. Să știți că mai vine și pe alte culori acest model și cred că se numește Clara sau Carla, ceva de genul, și vine și pe o mărime mai mare. Dacă nu vă doriți așa micuță, eu așa mi-am dorit-o. Și vine și pe mai multe culori, printre care și un maro camel superb. Eram între cel maro camel și asta gri, dar am zis că asta gri este mult mai purtabilă pentru stilul meu personal. Cam asta este tot, dragilor. Asta este tot și pentru vlogul de astăzi.
Nu o să mă opresc din filmat pentru că urmează să merg în dormitor și să fac un micuț declutter la haine. O să vedeți voi în vlogul următor despre ce este vorba. Acum nu vă mai țin că v-am ținut destul și cu destule evenimente în vlogul de astăzi, așa că ne revedem data viitoare. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și sper că v-a plăcut clipul nostru și că v-a plăcut cum ne-am petrecut așa săptămâna asta care a fost plină de evenimente. Vă pup, vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem curând într-un nou vlog. Just loving